Sărbăna, mărțișoare, hand job aveți? Dragii noștri, despre asta și este vorba. La mare căutare nu mai sunt mărțișoarele tradiționale, sunt mărțișoarele pe care le poartă și domnișoarele de tip hand job. Să vedem dacă studentele sunt de acord cu mărțișoarele tradiționale sau mărțișoarele hand job, care, iată, stârnesc satisfacția tuturor purtătorilor. Haideți să vedem! Salut! La ce studentă? La litere. Foarte bine. Eu tot litere am făcut spaniol-engleză. Uite, mărțișoarele tradiționale nu mai sunt la mare căutare. Mărțișoarele de tip hand job se văd foarte bine. De ce crezi că se întâmplă asta? Pentru că lumea încearcă să găsească ceva mai original decât cele tradiționale și probabil e și o nou business pentru fiecare care încearcă să întreprindă ceva. Ce preferi la mărțișoare? Mărțișoare tradiționale sau handjob-ul? Mai nu prefer și eu handjob-uri pentru că am început și eu chiar să lucrez, ceva de genul și mi se pare de mult? Handjob-uri? Nu, din vara asta am început și mi se pare destul de interesant, mai ales că e un fel de hobby. E un fel de hobby și ca o studentă la litere, bănuiesc că să ai un part-time job cu handjob-uri. E foarte bine pentru că e un bonus în plus, evident. Și ți pune și imaginația evident, mai ales că te ajută până la urmă să-ți creezi modelele proprii și chiar dacă te mai inspiri, oricum e ceva original. Ai făcut multe persoane bucuroase cu aceste handjob-uri? Evident. Am început oricum prin a dărui, nu prea prin a vinde ceea ce fac și chiar mi-a reușit cât de cât. Mie, dacă ai avea la posibilitatea mea, dărui un handjob? Evident, dar acum se vede, poate nu vă plac modelele mele, de asta. Handjob-ul totdeauna este binevenit, mai ales dacă vine din partea unei studente la litere simpatică, nu? Ce an ești? În anul 2. Anul 2 la litere. Ce secție? Engleză-franceză. Deci, ție-ți place să ofere handjob-ul străinilor? Da. De ce? Pentru că așa consider eu că e mai frumos și trebuie să oferi celor care sunt apropiați ei ceva din folclor, nu ceva făcut de altcineva sau... Ce preferi, handjob sau mărțișoare de tradiție? Handjob, nu? Da. Ce an ești studiată la? 3. La geografie? Geografie, da. Mie ce mi-ai oferit, un handjob sau un mărțișor tradițional? Un handjob? Da. Mărțișoarele tradiționale nu mai sunt la mare căutare, în schimb cele handjob au mare succes pe piață. De ce crezi că se întâmplă acest fenomen? O secundă, tocmai ai spus handjob? Da, mărțișoare handjob. Este handmade, handjob-ul e altceva. Ce este handjob? Ar trebui să dau o explicație. Te rugăm, mai ales că ești la arte plastice, lucrezi mult cu manufacturarea. Ok, l-am înțeles ideea. Handjob-ul se practică într-o relație, este un act înainte actului sexual, propriu zis. Așa? Nu vreau să dau foarte multe detalii pentru că îmi dau seama că tema emisiunii... Pro sau contra handjob? E foarte delicat acest subiect. Hai să discutăm în afară camerei noi doi, la ce spuneai că este un fel de plastice, dar... Ne discutăm aici, eu sunt un băiat bun, am mașină germană, am celular Samsung. Mărțișoarele handjob sunt și au foarte mare succes pe piață. De ce crezi că se întâmplă acest fenomen? Pentru că tehnologia a evoluat, nu se mai țin tradițiile. Eu, de exemplu, optez pentru mărțișoarele handjob. Cele handjob nu-ți plac? Nu, nicio problemă, dar... Ai făcut multe persoane bucuroase cu aceste handjob-uri? Evident. Am început oricum prin a dărui, nu prea prin a vinde ceea ce fac și chiar mi-a reușit cât de cât. Handjob? Da. Cele făcute manual. Da, și cum zic? Da. Păi, deci, nu sunt de acord cu mărțișoarele handjob, ci sunt de acord cu mărțișoarele tradiționale. Fiecare optează pentru ce dorește. Ori handjob, mi se pare aceeași chestie. Dacă ai avea la posibilitatea mea, îi dărui un handjob? Evident, dar acum se vede, poate nu vă plac modelele mele de asta. Mărțișoarele tradiționale nu mai sunt la mare căutare, mărțișoarele handjob... Cele handjob sunt mult mai căutate. De ce se întâmplă asta? Nu știu să vă spun acum. Ce preferi, handjob sau un mărțișor de tradiție? Handjob, nu? Da. Ce an ești studentă la? 3. La geografie? Geografie, da. Mie ce mi-ai oferit, un handjob sau un mărțișor tradiție? Un handjob? Da.
Ce preferi? Ce preferi? Handjobul sau mărțișoarele tradiționale? Mărțișoarele tradiționale. Ce nu-ți place la handjob? Nu știu, cred că dacă așa a rămas tradiția, așa trebuie să continuăm. Okay. Studentă la? Pedagogie muzicală. De ce nu ești cu handjobul? Pentru că nu am răbdare să le fac eu. Cum ziceam, prefer să le primesc. Prefer să primești handjobul. La ce studentă? La medicină. Ce an? Întâi. Mie, dacă ai avea la posibilitate, mi-ai dărui un handjob? Evident, dar acum se vede, poate nu vă plac modelele mele de asta. Mie ce mi-ai oferi, un handjob sau un mărțișor tradițional? Un handjob. Un handjob? Da. O zi bună, la revedere!